Kilometri de granița de nord a României, există un loc care parcă nu ține de această lume, populat de oameni ce par atinși de rai, pentru că acolo poți vedea divinitatea la lucru în fiecare clipă. La mănăstirea Bănceni, miracolele se țin lanț, unele, se spune, înfăptuite de o icoană făcătoare de minuni. Cele mai multe însă de un preot cum numai altul. Menirea lui e să reînvie oameni pierduți, atinși de suferință, orfani, bolnavi incurabil. Îi reușește pentru că îi înțelege, dar și pentru că are har. Calea aceasta, spune el, i-a fost arătată de Dumnezeu de când era copil. Cum îl cheamă pe cățel? El spune singur. Noi nu-l înțelegem, dar câinele da. Pentru că acest băiețel are de comunicat un singur lucru, dragoste. Sergiu e copil orfan și bolnav. Nici corzile vocale, nici mâinile nu îi se supun. Când a ajuns aici, la mănăstirea Bănceni din nordul Bucovinei, desena mereu și doar câini. Până într-o zi, când a primit în dar un cățel în carne și oase. De atunci, viața lui s-a schimbat. Azi, dacă îl cauți prin mănăstire, îl găsești sigur, fie jucându-se cu câinele, fie desenând mereu același portret. E omul care a reacționat imediat la suferința lui și i-a oferit acest cadou. Părintele Mihail Jar, Longin, după numele de episcop, Vlădică, după cum îl strigă enoriașii, însă pentru copiii pe care îi crește la mănăstire, a fost și va rămâne... Da! Sare inima în piept și mă bucur că sunt cel mai bogat tată și cel mai fericit tată. Este la 405 copii în ziua de astăzi. Toți copiii sunt ai mei, da. 34 înfiați pe Jar, ceilalți sunt sub tutelă. Nici o lege de stat nu poate spune câți copii are drept omul să înfieze, nici cât să iei sub tutelă, pentru că nu s-o gândit nimeni la așa ceva. Nici măcar el, când a plecat în această aventură devenită menire, a înfiat doar doi orfani. Noi am mers la casa de copii la orfelinat, cu cadouri în ziua de Paști. Și toți copiii care erau acolo s-au prins de mine și îmi ziceau mamă. Atât de mult am legat de copiii aceia că pentru mine nu mai era viață fără ei. Mi-a fost greu pornirea asta, pentru că atunci aveam familie și nu ne puteam hotărâ de unul singur. Trebuia ca familia să hotărască împreună. Dar n-a fost împotrivă nimeni și am luat doi copii prima dată. Unul bolnav care nu umbla deloc și alt copil sănătos. Doi copii care în următorii 20 de ani au fost înmulțiți cu 200. Părintele Mihail i-a adunat de pe străzi sau de prin orfelinate. Unii i-au fost lăsați la poartă, în lădițe de fructe. I-a luat pe toți, spunându-și, Dumnezeu va face cumva și îi voi putea crește. Și a făcut mai mult decât atât. I-a iubit pe toți egal. Le-a construit mici palate. I-a transformat în prinți și prințese. Le-a dat mâncare bună, haine frumoase, cărți și jucării. Cum îl cheamă? Chieșa. Chieșa. De unde l-ai? De la Sfântul Nicolae. Cine ți l-a făcut cadou? Sfântul Nicolae. Cine e aici în fotografie? Tata. Și cele cinci fetițe cine sunt? Noi suntem. Special pentru fotografie v-am îmbrăcat așa? Da, să fie oaspe să vadă. A făcut tot ce a putut, ca să nu simtă nici unul ceea ce a simțit el când era mic și amărât. Acea sărăcie, cea mai cruntă dintre toate, care te obligă să rabzi de foame zi după zi și de frig, iarnă după iarnă. Ieșeam afară și când vedeam că la toate casele să fum pe cojac, dar eu înghețam apa, înghețat în casă și eu îmbrăcat, dormeam pe cuptori, între pierni mă puneam ca să mă încălzesc, m-am dus să muncesc. La 11 ani am început să mulg vacile la fermă, la colhoz, ca să-mi câștig un ban. O zi mergem la școală, o zi mulgem vacile la fermă. Și această suferință dată de Dumnezeu l-a adus în preajma copiilor. Copiii mi-au crescut în suflet și în viața mea. La vârsta undeva de 8-9 anișori, am fost dat să cresc copii. Am crescut copii mici, iar de la câteva luni, de la 3 luni, de la 4 luni, mă lua în familie. Și trebuia toată noaptea să îngrijesc de copil. Am trebuit ca să muncesc, pentru că nu aveam pe ce cumpăra lemne. Și atunci plângeam, de multe ori mă uitam la cer și spuneam, Doamne, dar de ce nu am nimic? Măcar mâncare să am. Nu era nimic. Avea să înțeleagă într-o zi că a fost un antrenament pentru mai târziu, că toate erau necesare pentru ca el să înțeleagă perfect suferința. Iar lecția n-a fost completă până când n-a trecut el însuși prin această durere. A rămas la rândul său orfan.
Avem atâta nevoie de mama. Jumătate de an am dormit mormântul ei. La copiii noștri toate le dăm. Au prea îndestulat. Nu le pot da ce este mai principal. Aș vrea măcar o dată în viață mama lor dreaptă să-i strângă la sânul ei ca să înțească ce înseamnă mamă. Există cineva cu îi spuneți și mamă aici? Mama noastră este maicuța Domnului. Maica Domnului. A fost așa un caz, avea un anișor. Și când l-am adus, el încă nu vorbea. L-am intrat în casă și l-am văzut icoana Maicii Domnului, deodată a arătat cu degetul și a zis mama. Atunci a fost prima dată când el a vorbit cuvântul acesta și așa a rămas. Noi ne-am mirat toți și el nu mai vorbi mai mult. Poate la o jumătate de an dacă mai vorbi ceva, vreun cuvânt. Și ca Maica Domnului care ne strânge, ne adună pe toți, care ne mângâie. Deci ea este mama mai orfanilor, dar și a noastră tuturora. Dar și cea care i-a trimis semne pentru ca el să știe că are de construit acest loc. Era pe atunci preot la biserica din satul Boian, regiunea Cernăuți. Părintele Sava, călugăr venit tocmai de la București să se mântuiască aici, povestește că Vlădică a primit mesaj divin să înmulțească bisericile și să formeze o mănăstire. Toată lucrarea a început în 1994 la Boian. Acolo, văzând dragostea care o are Vlădica față de Dumnezeu, icoana Maicii Domnului a început să plângă. Era o lucrare foarte puternică. Pe urmă a avut Vlădica niște descoperiri de la Dumnezeu, de la Maica Domnului, pe care eu nu le știu, că nu mi le-a spus. Sunt taine foarte mari, foarte puternice, pe care nu avem noi cum să le știm. Și atunci Maica Domnului l-a ajutat să pornească de acolo și să facă tot ceea ce s-a făcut. Eu în România am participat și eu la câteva construcții dintre astea. Am ajutat pe la biserici când s-au ridicat. Și am văzut că muncitorii de la noi, de acolo, din țară, până nu aveau pachetul de țigări și sticla de băutură lângă ei, nu s-au apucat de treabă. Aici n-am văzut nicio sticlă de băutură, n-am văzut niciun pachet de țigări. Aici i-am văzut pe frați că zboară de postieră pe alta și parcă gălețile cu mortar și cu ciment zboară de la unul la altul și nu-mi dau seama cum. N-am văzut pe nimeni să cadă, deși fac acrobații pe schele. Asta am văzut eu. De multe ori ies noaptea afară, așa că nu pot dormi. Mă primlu prin ograda mănăstirii și zic, Doamne, de unde sunt toate acestea, Doamne? Cum ne le-ai dăruit? Nu le putem cunoaște. Cu unii poate să gândesc că au fost bani mulți. Acestea s-au făcut din jertfă, din dragoste. N-am putut să fac eu. Astea sunt roadele pe care le-a semănat Dumnezeu prin Părintele nostru. De ce? Pentru că are o dragoste nespusă de mare față de copii și față de bătrâni și față de tot omul care e în suferință. Are o dragoste pe care n-am văzut-o la nimeni niciodată. Și dragostea asta a adus mii și mii de oameni pe lângă Sfinția sa. Și astfel, din forța acestui om, învăluit parcă într-o aură divină și totodată izvor de dragoste supraomenească, s-a născut această bucată de rai. Un petic de pământ odinioară românesc adăpostește azi poate cea mai mare și mai frumoasă mănăstire din Europa. E la doar 7-8 km de granița română-ucraineană și la 20 de km de Cernăuți. Sunt acolo 17 biserici, chilii pentru sute de maici și călugări, o casă de bătrâni și un lăcaș sfânt înălțat special pentru copii, în care, alături de Vlădica, slujește și preotul Sava. O vezi de la distanță și se distinge din grupul de biserici. E ca făcută din turtă dulce și pare o jucărie, dar nu e, pentru că aici nimeni nu se joacă de-a credința în Dumnezeu. Cu boala și moartea, în schimb, se joacă mulți și adesea le și păcălesc, prin credință. Pentru că ei sunt curați. Ei se spovedesc, e lucru greu ăsta. Ei se împărtășesc toți, și aceia care au sida, și aceia care sunt bolnavi, cu aceeași linguriță. E și culme. Nu se îmbolnăvește niciunul și nici preotul nu se îmbolnăvește. Na. Cum e treaba asta, fraților? Cum se întâmplă asta? E minunea lui Dumnezeu. Când cântă și corul maicilor și corul copiilor, uneori am avut sentimentul că nu mai sunt în lume. Eu n-am simțit atâta putere cât este în biserica asta, oriunde am slujit. Și tot aici e o casă specială, Casa Roz. Acolo stau băieței și fetițe infectați cu HIV. Ea e Filoteia, primul copil de aici, vindecat de acest virus care ucide. Dumnezeu m-a vindecat. Tatăl s-a rugat pentru mine și Domnul a avut milă și... M-a salvat.
Preotul își amintește bine povestea acestui copil, care l-a marcat atât de puternic, încât e convins că i-a fost arătat de însuși Dumnezeu. Când l-am văzut prima dată, și eu m-am înspăimântat. Am văzut că doctorii și-au luat mănușile pe mână, m-am gândit că e foarte rău. Dar nu copilul. Se transmite. 15 ani aproape în urmă, nu se prea știa, era frică mare. M-am temut și eu, avea 2 sau 3 luni atunci. Dar ochii atât de frumoși erau cerești. Mie mi-a părut că sunt ochii Mântuitorului. Atât de albaștri, frumoși, și se uita numai la mine. Nu se uita nici la doctor, la nimeni, numai la mine se uita în ochi. Și așa mi-a intrat, mi s-a întipărit în minte, în suflet, în inimă, căci pe drum am început să aud ca o voce. Și tu te temi de mine? Și apărea înaintea mașinii. Nu știam ce se întâmplă. Și am ajuns la mănăstiri, m-am luat o durere de cap, vocea aceea întotdeauna mă urma. Și tu te temi de mine? Și atunci m-am uitat spre cer și am spus, nu mă tem. Și mi-a trecut și durerea de cap și mi-a venit o bucurie în suflet, că vreau ca să alerg, să spun la toată lumea că sunt cel mai fericit, că am hotărât să iau copilul acela. În timp de noapte am tras și apa, am făcut și camera și a doua zi l-am luat. Când am venit la surori, le-am spus, cine din voi vrea să moară? Deci așa era mentalitatea noastră atunci. Pentru ce? O fetiță bolnavă și cine îngrijește să îmbolnăvește și ea. Așa, deci așa spuneau doctorii atunci, aveau un act că nu avea dreptul să se joace nici cu copiii. Și noi o să ieșim aparte pe dânsa, în mănăstire, am privit o cameră, să plimba pe afară, dar când vedea copiii, tocmai tremura, așa vrea să joace cu ei. Când m-a rugat un frate, ce se poate făcut ca să nu moară? I-am spus că nu pot face nimic. Că o iubeau toți, am arătat numai sus la cer. Aceea a fost. Unde am pus nădejdea, de acolo vin și ajutorul și mira și vindicarea. De-a lungul anilor, la mănăstirea Bănceni au ajuns alți 82 de copii cu HIV. 7 dintre ei sunt astăzi vindecați și minunile nu se opresc aici. Dacă ar fi niște medici și să iei copiii care au avut cancer și să îi controleze acum, fără operații, fără medicament, fără nimic, care s-au vindicat, au rămas așa ca o dunguță numai cât, cum s-ar fi operat cineva. Dar fără operație, Dumnezeu, mila lui Iisus. Noi nu spunem că minunile sunt aici, minunile sunt oriunde unde îl cheamă pe Dumnezeu cu credință. E vreun copil care vă poartă numele și s-a vindecat de cancer? Da, da, e pe familia mea. Cum îl cheamă? Ion. Ion Jar? Da. Doctorul când a venit la dânsul a spus că 2 ceasuri mai trăiește. Nici nu l-au luat la spital. El respira odată în 2-3 minute. Și l-am pus înaintea icoanei Maicii Domnului la Boian și am spus Maica Domnului, nu are pe nimeni. Fă-ți milă de el. Asta a fost. A doua zi dimineață a început să mănânce și a început să respire normal. Și a început să treacă minunile care le vedeam în ochii noștri. Sunt doctori acum în viață, deci au putea și ei să spui tot cel ce spun eu, cuvintele mele. Și după toate aceste semne, oamenii au început să spună că la marea credință a părintelui Mihail Jar a răspuns însăși Fecioara Maria, iar icoana ei de la Boian a devenit făcătoare de minuni. Nu e zi în care biserica să nu fie plină, iar enoriașii să nu stea la coadă pentru a o atinge și a-i se ruga să facă un miracol. Părintele îi înțelege, dar le spune mereu că minunile doar întăresc dragostea de Dumnezeu, nu o generează. În schimb, prin suferință, ajungi la iubire. A trăit el însuși asta când l-a cunoscut pe Serghei, un băiețel care i-a frânt inima. La 1 an și 2 luni ne-am murit, a avut o boală foarte grea care n-a putut nimeni să-l ajute. Atunci m-am primit cu durere. Nu-i bună asta, pentru că pentru cei care cred în Dumnezeu nu este moarte, nu există. Dar pentru mine despărțirea cu dânsul a fost foarte grea, pentru că el un an de zile așa m-a ținut de deget ca să nu-l las niciodată. Și m-am gândit că nici el nu mă lasă niciodată, că eu nu l-am lăsat. Eu noaptea îl puneam pe genunchi și așa dormeam. Și mă ține nici toată noaptea ca să nu-l las. Și nu m-am ieșit de la el, el nici n-a putut să moară cu mine. Și într-o clipă mi l-a luat Dumnezeu. Pădurea toată în jurul mănăstirii și-a lăsat toate crengile până la pământ. Când l-am scos afară din casă, toate crengile s-au ridicat în sus și a început niște fulgi mari să cadă. A fost primul mormânt la mănăstirea noastră. M-am luptat mult atunci cu mine singur ca să mă pot birui. Și totuși Dumnezeu m-a mângâiat la 3-a noapte. În vis a venit Domnul Iisus cu el în brață și zice, de ce plângi? Uite-l la mine. S-a terminat durerea, suferința lui. El în brațele mele. M-am revenit atunci. Din marea iubire pentru cei 400 de copii ai lui, Vlădica nu se lasă niciodată doborât iremediabil de durere, nici de boală,
Puțini au aflat la Bănceni că părintele a avut deja 3 infarcturi. Avaria! După ele, energia i-a mai scăzut, dar bucuria de a trăi și de a dărui i-a rămas aceeași. Încă mai are suflet de copil și știe să-și ia fericirea din lucruri mărunte. Le transmite asta și celor mici, pentru că ei, spune Vlădica, trebuie să înțeleagă că, până la urmă, viața e cea care învinge. De altfel, spune părintele, de aceea îi și ia Dumnezeu la el pe cei care ne sunt dragi, ca să învățăm să prețuim viața așa cum ne-a fost dată. Cum a fost în orfelinatul în care ați stat înainte să ajungeți aici? Deci în murdărie. În murdărie am stat. Era și frig acolo? Da. Aveați mâncare sau faceați foame? Vlădica i-a salvat de la orfelinat și i-a adus aici, să trăiască și ei ca oamenii. Unul dintre micile palate e plin de copii cu dizabilități. Pe toți i-a învățat să accepte crucea pe care o duc, fiecare cu Golgota lui, iar cine o urcă, spune părintele, își va cunoaște propria înviere, adică propria menire, căci așa cum el, Mihail Jar, a fost orfan și acum salvează orfani, tot astfel fiecare dintre ei trebuie să descopere sensul propriei suferințe. 9 ani de când trăiesc aici. Să vă spun că aici, la mănăstire, e foarte bine și foarte frumos. Asta ce am vrut să spun. Dar de ce ai făcut plecăciunea? Așa e obiceiul meu. Iubesc să facă... Cine te-a învățat așa? Sau așa din inima ta? Mare. El e Ștefan. Își amintește că a fost adus la Bănceni chiar în Sfânta Zi de Paște și când a intrat în mănăstire, pe cer a apărut un curcubeu, de parcă Dumnezeu ar fi vrut să marcheze un nou capitol din viața lui, pentru că în precedentul, mama, șocată că l-a născut fără mâini, îl părăsea într-un orfelinat, pentru totdeauna. De la Vlădica a învățat să o iubească însă și să se roage pentru iertarea ei. El a iertat-o de mult. Aici, la Bănceni, i-a fost simplu să o facă. E casa mea aici și mă bucur că am aflat o familie care este într-adevăr o familie frumoasă și binecuvântată. Și după cum decurge viața aici, peste câțiva ani, cu siguranță, la fel va spune și Vaniușa. S-a născut fără mâini și fără un picioruș. Cu cel rămas însă, a învățat să salute, să manevreze mătănii, să țină o lumânare. Nu-i lipsește nimic lui Vaniușa, pentru că Vlădică i-a învățat pe toți copiii lui că întotdeauna cei puternici trebuie să-i ajute pe cei slabi. Hai, cine dă banii la Vania? Eu! Cine? Eu! Hai. O, Dare o dus. Tete, fetele dau mâncălic, te vezi? Și această lecție de iubire dată de tată nu trece nici măcar pe lângă cei ca Gleb. Un băiețel care nu vede, nu vorbește, nu aude, dar simte. Și ceea ce primește, oferă. Așa a fost la Bănceni mereu. Vlădica generează iubire, iar din iubirea lui se hrănesc toți și dau mai departe. De aceea, de cum intri în mănăstire, înțelegi că ai găsit un loc unic în lume, că aceste sute de copii ce păruseră condamnați sunt cu adevărat fericiți. Le-am spus odată, voi nu știți ce înseamnă să fiți orfani, pentru că aveți tot ce vă trebuie. Aveți maicile care să jertfesc pentru voi. Voi nu știți ce înseamnă să fii orfan. Să mergi din casă în casă, să n-ai unde să dormi, să dormi acoperit de eu știu ce carton, într-o gară sau pe o bancă, într-un parc. Atât de mult trebuie să-i mulțumiți de Dumnezeu și acestui om care v-a adus aici, și acestor ființe care au grijă de voi și-au înțeles. În jur, toată lumea a simțit harul părintelui Mihail Jar și, atinși parcă de aura lui, i-au venit alături. De la cei din mănăstire și până la simpli credincioși, toată lumea dăruiește câte ceva. Din puțin se face mult, spun cuvintele sfinte, iar asta se vede foarte bine la Bănceni, căci enoriașii părintelui sunt mulți și nu e unul care să nu fi fost ajutat de el. Suferă și pentru mine, suferă și pentru copii, suferă pentru toată lumea. Indiferent că e rus, că e român, că e ucrainian,
orice naționalitate ai fi, te iubește la fel. Că așa e el, așa l-a format Dumnezeu. A avut Dumnezeu unde să lucreze. Lucrează mult prin călugări, care au misiunea să facă mâncare pentru cele 400 de guri. Lucrează și prin măicuțe, care se îngrijesc de copii mai ceva ca niște mame. E atâta bunătate aici și atâta credință autentică, încât maica Irina a venit tocmai de la Timișoara ca să trăiască această bucurie. Azi, 7 băieței orfani îi spun mamă. Ați hotărât aici să rămâneți pentru totdeauna? Da, așa o bucurie sfântească am lângă acești copilași, e o minune în ce care se întâmplă. Iar bucuria lor, spune părintele, e și bucuria lui, poate chiar mântuirea. Dumnezeu a spus spre orfan și spre văduvă, voi privi totdeauna. În casa mea este un orfan, înseamnă că Dumnezeu, când privește spre el, privește și spre mine. De 20 de ani, de când tot adună lângă el suflete părăsite, a ajuns să trăiască de multe ori fericirea împlinirii. I-a văzut pe unii terminând facultăți, construindu-și cariere, căsătorindu-se, făcând copii. Și, când au plecat de la el, i-a dat fiecăruia zestre, ca un tată adevărat. Casa e făcută, dăm cheile în mână, casă mobilată și intră și trăiesc. Deci nu le cerem nimic decât să-L urmezi pe Dumnezeu și să facă și ei asemenea cum le-am făcut lor. Și cred, chiar unii dintre dânși s-au cerut să înfieze și ei copii. Aceasta este una dintre cele mai arzătoare dorințe ale lui, ca acest lanț de iubire să nu fie întrerupt niciodată, nici măcar după moartea sa. Tocmai atunci mă voi bucura din cer dacă vor face asemenea, când am să mai fiu. Când voi ști că ei așa au urmat cum i-a învățat tata, cum a trăit tata. Dacă 400 de copii va lua câte unul în familia lor, mai vor fi 400 de copii salvați. Așa s-a construit povestea Mănăstirii Bănceni, cu suferință, dragoste, sacrificiu. Și asta a transformat-o într-o adevărată fortăreață. În ea arde fără teamă credința și se construiește tot mai puternică o comunitate care e în stare de orice pentru a-L apăra pe Cel care le aduce Cuvântul lui Dumnezeu. Forța acestui loc s-a văzut clar în ultimul an, când pământul Ucrainei a fost scăldat în sânge. Mii de români s-au făcut scut în jurul mănăstirii și al părintelui Jar, auzind că și ea și el sunt în pericol. Au venit peste 7.000 de oameni, de la 80-100 de kilometri, ucrainieni și români și ruși și de toți. Aici nu e etnie, aici e credință. Cine va chema la astăzi aici? Credința noastră ortodoxă. Dragostea cu Dumnezeu. Și așa să fie întotdeauna. Să aducem lacrimi de pocăință și să-i spunem lui Dumnezeu, greșit am, Doamne, la cer și înaintea Ta. Și știu că din cauza păcatelor noastre au venit acestea vremuri de grea încercare și trebuie ca să apărăm credința noastră. Totul a plecat de la protestele mamelor din Cernăuți, care se opuneau mobilizării. O manifestație a avut loc și lângă parohia părintelui Mihail, la Boian, unde oamenii au blocat una dintre șoselele importante ce duc la Kiev. Mamele au ieșit în stradă, soțiile au ieșit în stradă, durerea a ieșit în stradă, nu ele. De ce nimeni n-a ascultat durerea mamelor? De ce? Ce fel de război este acesta? Atâția copii morți, atâția bătrâni morți acolo, atâția soldați morți, care nu se mai știe. De ce nu ne spun adevărul de zecile de mii care sunt morți? Șahtele care sunt pline cu morți. Durerea aceea nu simțește nimeni. Copiii cei care plâng flămânți, năcăjâți prin subsoluri, stau ascunși luni întregi. De ce nu-i vede nimeni, dragii mei? Atâta popor suferă acolo, fără foc, fără căldură, fără mâncare. Atâți copii, fără medicamente, fără mânuți, fără picioare au rămas. Văzând rezistența oamenilor, autoritățile au dat vina pe părintele Jar, acuzându-l că prin predici instigă la nesupunere. Să vă rugați pentru pace, pentru tot ce se petrece în țara noastră, pentru copiii noștri care mor, pentru mamele care plâng nemângâiate, pentru că Dumnezeu, când vrea să pedepsească un popor,
El ia mintea producătorilor și ei nu știu ce fac. Rugați-vă pentru trezvirea lor, ca să înțeleagă ce înseamnă durere. Părintele n-a negat niciodată că se opune acestui război. Dar de ce noi nu avem dreptul tot ca să ascultăm de porunca lui Dumnezeu care spune să nu omori? De ce eu trebuie ca să omor pe cineva și cineva să mă omoare pe mine? Ortodox pe ortodox. El are cruciță la gât și eu cruciță. El botezat și eu botezat. Cum să-l împuși? Cum să-l omor? El are mamă, are soție, are copii. Cum să-l omor? Dar astea sunt copiii mei duhovnicești, care eu trebuie să port grijă și să răspund pentru ei. Când i-am lăsat la război. Dar cum să-i lăs marg să-i omoare? Pentru care țel? Eu îmi păstrez acest popor pe care mi-l-a Dumnezeu ca să-l păstoresc. Și nu pot ca să-mi bat joc din ei. L-au amenințat atunci în multe feluri, inclusiv că îi vor retrage titlul de erou al Ucrainei, primit tocmai pentru că a salvat orfani ai acestei țări. Dar eu am cerut să-mi dea erou. Eu vreau mântuire sufletului. Eu vreau iertare la Dumnezeu. Dar cel mai grav, spune el, a fost atunci când i-au atras atenția că dacă nu se potolește, va rămâne și fără mănăstire și fără copii. A să-mi iei copiii pentru că nu-i învăț ca să fii oameni naționaliști pentru patrie. Prima dată să fim creștini și oameni buni. Să-l dăm mâncare, să-i îmbrăcăm eu copiii mei, nu-i învăț niciun naționalism mic. Ați văzut, dacă ați fost și copii avem. Nimeni nu te întreabă ce faci cu atâția copii, 180 de copii care cu handicap, care n-au mâini, n-au picioare, care sunt la pat, care în zacare, bolnavi. Deci, ce să mai vorbim? E destul de greu. De atunci e tot mai îngrijorat de soarta copiilor lui. A înțeles odată mai mult cât de tare depind ei de el și s-a întrebat ce va fi dacă el nu va mai fi. De aceea, atunci când oamenii s-au adunat să-i apere, le-a cerut tuturor să nu-și ia mâna de pe acești copii. Când copiii au început să plângă, am spus, de ce plângeți? Acolo este multă lume, mult popor. Eu să vă apere. Chiar dacă eu voi muri, voi să nu dați voie ca din acești copii orfani să-și bată joc cineva. Să-i apărați, dragii mei. Noi am crescut cu voi împreună, cu pâinea voastră și cu bănuțul vostru. Lor prea greu le-a fost în viața asta. Ei prea mult au suferit, dragii mei. Și să nu-i lăsați a doilea oară să rămână orfani. În final, autoritățile n-au reușit să mobilizeze călugării și băieții orfani din mănăstire, așa cum își propuseseră. Da, punem mâna pe armă să ne apărăm credința. Dar arma mea e asta. Uite, o vezi? Asta e arma mea. Dacă e și arma voastră tot asta, atunci Dumnezeu nu mai îngăduie războiul. În schimb, din regiunea Cernăuți au plecat la război foarte mulți români, iar când bucovinenii au început să se întoarcă acasă în sicrie sau să li se piardă urma pe front, mame, bunici, soții, surori au dat năvală la biserică. Cum să mai mângă eu, dacă copilul nu mai este? Îi dăm nădejde, să se roage, să spui nădejdea în Dumnezeu. Dar asta este. E foarte greu. Nu pot dormi liniștit nopțile. Nu știu ce se întâmplă ziua de mâine. Plâng mamele pe sub mănăstiri. Plâng mamele care nu-și găsesc copiii. Plâng soții care vin și spun, ajutați-mă, vin cu hainele lor, cu fotografiile lor. Ce să le spun, dragă? Dacă ei nu mai sunt. Și tot așteaptă acasă. Asta este o durere a tuturor, a oamenilor. Și simțiți că nu mai sunt? Dar cum? Îl doare inima când se gândește câți alți orfani a lăsat în urmă acest conflict. E convins că pe unii dintre ei îi va vedea la porțile mănăstirii. Dar ce-l îngrozește e că războiul nu s-a sfârșit și că mulți alți copii vor avea nevoie de tata. Cred că vor fi mulți. Cu asta nu se termină. Așa, după un simț al meu, din ce citim din Sfinții Părinți, noi suntem în pragul al treilea război mondial. Eu nu vreau ca să mă anindu-n lucruri politice, să spun chiar și de numărul care vor muri între treilea război mondial. Foarte multă lume va muri. De aceea, în Săptămâna Mare, sala de mese a mănăstirii a fost goală. Mai toată suflarea ei, cu excepția copiilor, a ținut post negru. Toată lumea s-a rugat pentru trezire, pentru pace și pentru înviere. Și poate că Dumnezeu le-a auzit deja rugăciunile, căci astăzi au reușit cu toții să se bucure de Sfânta Zi de Paște. Hristos a înviat! Iar Vlădica și copiii lui ar vrea tare mult să ne spună ceva, ca de la inimă de român la inimă de român. Dorim la toți români, la frații noștri de Paște,
ca Domnul să vie și să binecuvânteze casele lor și familiile lor și să dea pace și bucurie în sufletele lor. Pentru frații mei din România, vă iubim mult că așa din străinați am fost de voi. Așa ne-am simțit de o răceală în mijlocul nostru care a fost foarte mulți ani. Și acum le transmit bucuria învierii Domnului Iisus să pătrundă în fiecare inimă, în fiecare casă, în fiecare suferință, necaz, să învie Dumnezeu pentru toți și la această sărbătoare mare să se bucure orice suflet că Hristos, Cel care avea din morți, ne-a și iertat, ne iartă pe toți și ne așteaptă ca să ne întoarcem la El.